Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip Astăzi o să discutăm despre wrestling O dată pe an mai fac și eu un video despre Anul trecut mi sper că am făcut două videouri Unul despre revenirea lui CM Punk Și altul cu un rezumat Pentru All Out Primul pay per view la care a participat CM Punk În fine, astăzi o să discutăm Dacă mai merită sau nu să urmărim wrestling 2022 Pentru că au trecut mulți ani de când în România a devenit popular acest show, ca să zic așa. Adică majoritatea am început să ne uităm cam în momentul în care a început să se difuzeze pe sport.ro. 2009-2010 depinde de fiecare, mici diferențe de un an, doi. Unii poate nu erați născuți și ați început să vedeți ulterior. Mai dădea pe GSP TNA, eu țin minte că acolo îl vedeam pe AJ Styles. Pe Eurosport mai dădea niște rezumate cu WWE. La un moment dat a dispărut, cred că prin 2015 sau 2014 nu s-a mai difuzat WW pe sport.ro și a fost o scădere destul de mare. Îl mai difuzau pe Telecom Sport, la fel și AW a început să-l difuzeze tot așa pe un canal de sport, nu mai știu pe care, daci că comentatorii slabiro la românii care erau comentatori la AW. Dar, din fericire, Deși nu a mai, n-a mai fost impactul de la TV, majoritatea ne-a mutat pe online și am început să vedem wrestlingul pe YouTube. Și am destul de mulți fani ai wrestlingului pe canalul la mine, majoritatea fani AEW, inclusiv eu. Am mai primit acum un an și ceva un comentariu de hate pentru faptul că susține AEW și nu WW, Era un comentariu, cum să spun, uh, tradus mod, -a mod de, așa zis și Mark, Așa se spune lor care sunt, cum să spun, am impresia că totul e real. barki, e terminul. Și era efectiv un Mark care mi-a tradus mot a mot ce scriau alții pe Twitter, americani, indieni, ce erau ăia. Și m-am simțit un pic ca și Tony Khan cu atacul său de boți. A fost atacat de boți. Dacă nu, steți la curent cu știrile, e wrestling în fine. În caz că nu știați, dar cred că majoritatea știați, cel puțin cei care vă uitați la bine și mai discutăm constant pe live-uri despre acest subiect. Există o nouă divizie, o nouă companie numită AEW, All Elite Wrestling, care este rivala la rating și la calitatea meciurilor și la buget și la tot cu WWE-ul. Au nume mare acolo cum ar fi Kenny Omega, John Boxley și CM Bank care a revenit anul trecut după șapte ani de absență și a fost wow, chiar a fost wow care veni si e m-am bucurat foarte mult, a fost incredibil. Uh, dar revenim la noastre, da, deci a apărut AEW undeva prin 2019, chiar duminică o să fie pay-per-view, un fel de WrestleMania de-al lor, undeva pe acolo, ceva între WrestleMania, SummerSlam, cam echivalentul ar fi. Uh, și o să fie meciuri interesante, dar revenit. Probabil că unii nu vă mai uitați la wrestling și sunt sigur de ce. Până în momentul în care să apară IW sau să aflați de IW, era doar WW-ul și atât. Mai era o Ring of Honor, dar nici nu se prea se știa în România de Ring of Honor. Mai era tna pe GSP, dar nici TNA-ul nu mai e. Adică s-a dus TNA-ul, tna, -ul. TNA -ul acum e... E slab, bro, de tot. Zici că e divizia ce la fotbal. Nu prea mai... Nici public mult nu mai au. Cândva chiar erau... 1 la 1 cu raw sau cu smackdown la ratinguri. Și majoritatea v-ați plictisit și să vă uitați pentru că wrestlerii care aveau atitudine, aveau caractere mișto, au dispărut. Mai este și treaba asta cu wrestling-ul că trebuie să fie pentru copii de mai bine de vreo 15 ani de la ce a făcut Chris Benoit, care și -au, în caz că nu știați. wrestling a devenit pentru copii undeva prin 2008. După ce Sper că în 2007, Chris ben, da, în 2007 a fost un wrestler Chris Benoit care în nebunise de la steroizi și au omorât nevasta și un copil și de atunci, ca să nu aibă probleme de, de cum e, ca un fel de, cum să spun, cancel culture cum e în ziua de azi, s-au schimbat, n-au mai fost pe ideea de meciuri mai dure cu mult sânge, le-au făcut mai pentru copii, multe campanii de ajutat copii, ceea ce este foarte bine. Dar, din păcate, de-a lungul anilor, vă puteți documenta și voi, Ratingurile au scăzut. Adică, înainte să devină pentru copii wrestling mai ales RAW-ul, aveau 3-4 milioane de oameni care se uitau în fiecare seară la RAW. În zilele noastre mai au doar 1 milion, 1 milion și jumătate de vizionatori. Atât. Ceea ce este foarte puțin. Ca să nu mai vorbim de anii 98... 2002 cu Eti Dudera, când aveau peste 5-6 milioane de oameni care se uitau. Atunci era cu totul altă treabă. Dar revenind, wrestling a devenit cât mai cât mai pentru copii. Cei care eram mici când ne uitam, acum ni s-a luat de el. Mai încep alții să se uite pentru că găsiți pe online, WWE investește foarte mult în canalul lor de YouTube. Cred că sunt al 5 sau al 6 cel mai mare canal de YouTube. La capitolul aborați, la vizionări la fel o duc super bine și au început să scadă și ei nu mai fac așa multe vizionări la fiecare videoclip Dar au noroc cu videorile lor foarte vechi Care prind Mai fac topuri, da, la clasamente și așa mai departe Și din cauza că a devenit cât mai plictisitor, cât mai pentru copii Nu mai avea niciun farme, creslerii nu mai pot să fie mai duri să aibă să se înjure, să folosească cuvinte cât mai vulgare, trebuie să fie totul cât cum ar veni la noi formatul AP cu acordul părinților, acord parental, ce a pierdut și calitatea. Au mai făcut ei niște chestii, niște debuturi, au mai modificat caracter la niște Wrestler, dar tot mi se pare slab de UW în ziua de azi. A fost acum o lună WrestleMania sau acum două luni, pro două luni că suntem în 24 mai. Și a fost chiar, cum să spun, n-aveam nicio așteptare de la WrestleMania, din fericire a fost puțin peste așteptări, dar niciun caz de nivelul unui show de WrestleMania, să fie clar. A fost mișto că s-a întors Cody Rhodes, dar Cody Rhodes după mine nu este un wrestler, wow, colosal. S-a plimbat el prin plimb mai multe companii, dar măcar avem un nume din AEW acolo care a plecat din AW doar pentru bani. Da, e afacere, dar uh, au mai fost niște chestii că fanii nu-l mai înghițeau pe Cody. E o poveste lungă. Poate discutăm pe live-uri despre debutul lui Cody în WWE. Din păcate, la capitolul centuri a devenit extrem de prilictisitor. Este Roman Reigns acum campionul și la titlul WWE și la titlul Universal de vreo 6 ani încoace, undeva pe acolo, de vreo 6 ani. Roman Reigns este un fel de John Cena, cum era John Cena prin 2011-2012, că adică trebuia să câștige mereu centura ca să prinde la public. De lumea începea să-l urască pe John Cena, dar măcar John Cena era un wrestler chiar bun. Roman Reigns are câteva manevre, este de-a dreptul plictisitor, au trebuit să îl bage și pe Paul Heyman să fie managerul lui, să-l pună pe Reigns, să-i bată pe toți. Îl alieze iarăși cu verișorii săi cu Gemenius, o chestie pe care am văzut-o de o grămadă de ori din 2015 încoace. Uh, I-au mai dat și lui Reigns ambele centuri, nici băcar nu și le apără, devine Reigns un fel de Brock Lesnar. Și au încercat ăștia să-l facă pe Roman Reigns. Mega Star, dar nu este Mega Star, nu va fi niciodată ca versus The Rock sau ca John Cena sau ca Randy Orton. Pur și simplu, Reigns nu mi se pare un wrestler extraordinar. Singur lucru mișto la el e într-adevăr că seamănă cu actorul din Aquaman, atât. E mare așa, are câteva manevre și cam atât. Așa la microfon a mai evoluat, dar mai are mult. Și are la centuri câștigate când au câștigat alții în o grămadă de ani. La fel la divizia feminină E fica lui Ric Flair Care aia trebuie să câștige de 2-3 ori Pe an centura la femei Fie la ro, fie SmackDown Chestia care a devenit plictisitoare Aia nu vine niciodată cu nimic nou Și din păcate acum Tot WWE se învârte în jurul lui Roman Reigns Care Oricum, mulți spuneți că este Plictisitor, da la a început să-l vezi așa când abia te uiți La wrestling vezi, bă, bă cum e stau Cum îi batem, dar după câteva luni să-l vezi același rinză fără cine știe ce skill la microfon, deja ți se adele. el. Atâta prinde rinz. La copii mici și la, și la femei care nu se uită la wrestling doar pentru că ei el boare. Și din păcate WWE-ul se duce în jos acum mai are ambele centuri, nu mai sunt divizate cele două branduri, Raw și smackdown Nu. O să vedem Raw și la Raw și la SmackDown și la Raw și la SmackDown și la Raw și la SmackDown, dar nu și apare centura la pay-per-view-uri. Din păcate. Au mai avut WWE-ul niște gafe de-a lungul anilor, de aduceau fosile care erau retrase de mai bine de 10 ani, da, despre tine vorbește Shawn Michaels, de mai făceau meciuri pe la Arabi niște meciuri dezastroase cum ar fi Brothers of Destruction cu Degeneration X, adică Kane și Undertaker contra lui Shawn Michaels și Triple H. Shawn Michaels care și-a spart capul sau ce a făcut de... a încercat un musold, de a căzut foarte prost lui Kane, a căzut basca, Undertaker trebuia să se retragă de mai mulți ani că abia mai putea să respire. Triple H s-a accidentat oribil, aia tot au prin ring de obosit erau. Multe meciuri de-astea în care au dus fosile pentru că nu mai prin deloc ăștia tineri ai lor. Încă are un roster destul de bun uh, w dar nu prea sunt folosiți deloc acești wrestler. Centura intercontinentală este de drept invizibilă, nici n-a fost apărată la WrestleMania. E foarte aiurea ce se întâmplă. Trag cât pot de de Roman Reigns, dar și când s-o retrage Roman Reigns sau s-o accidenta, o să se ducă dracu. Din fericire a apărut în 2019, eu am început să urmăresc încă de patru atunci AEW, erau câțiva wrestleri pe care îi știam, Kenny Omega, Chris Jericho, Chris Jericho ce a fost în, I, în WWE, <coughs> rămân și fără voce, de asemenea până să apară All Elite Wrestling, uh, Jericho și Kenny Omega au avut un super match la cum ar fi echivalentul WrestleMania de la New Japan Pro Wrestling Cel a fost un match genial. De asemenea, meciul de debut în AEW a fost chiar Jericho cu... Dați cu cacofonia Jericho împotriva lui Kenny Omega. La final a debutat uh, John Moxley, fostul din Ambrose, care e absolut genial John Moxley. E ce trebuia să fie în WWE, dar asta e că vrei să ții totul pentru copii. Nu pot wrestleri să evolueze, trebuie să spună fix ce vrea Vince McMahon. Să nu uităm că, pentru cei care urmăriți WWE, era cândva un storyline cu sora sau verișoara lui CM Punk sau cine era femeia aia care era rasă în cap. Femeia aia se luptă în AEW acum și a zis mai pocolite că ea a trebuit să se radă în cap și să-și pună silicoane pentru niște perverși bătrâni. Și bătea apropo la Vince McMahon și John la și cine mai era în echipa lor de producție. Mi-a plăcut chestia aia. Uh. A deci la începutul AEW erau Kenny Omega, Peck, adică Neville, cum era în WWE, Pentagon Junior pe care îl știam, Fraxul Ray Phoenix, de fapt acum nu e Pentagon Junior, e Penta El Obscuro sau cumva de genul. Young erau de la început, Cody Rhodes și mai erau. Uh, Fraxul lui Cody Rhodes, Dustin Rhodes, adică Goldust sau fratele Stardust ca să mai de un pic de Cody, da. Și între timp au tot apărut wrestler noi la AEW. A debutat de atunci John Moxley, au prins contract de televiziune ca să aibă și ori săptămânale și oficial au avut uh, debutul lor pe TNT. Mi se pare că este și în România TNT, dar nu e același ca cel de la American de acolo. Acum au mai prins un post TBS, și au două show-uri, culmea Au show-ul Dynamite și Rampage Au dat numele Dynamite pentru TNT Dar mi se pare că TNT, de ăsta, Dynamite se difuzează pe TBS Și Rampage-ul pe TNT sau invers Oricum, e bine că sunt pe două programe diferite Ca să prindă cât mai bine La fel este și WW e pe Pare că e pe USA Network Care nu știu dacă e legătări cu cartul Network și SmackDown-ul pe Fo Fox Sports sau ceva de genul. Dar cum spuneam, AEW ușor a început să crească, au revenit, au debutat nume mari din WWE sau din alte companii. Am văzut legende din New Japan Pro Wrestling, acolo cum ar fi Minoru Suzuki. Uh, va fi și în vara asta un show de wrestling. For, for Biden Doors sau Open Doors, ceva cu uși. Va fi prin vară un show între New Japan Pro Wrestling și AEW va fi, va fi chiar mișto Deci o să vedem facțiuni de acolo Cum ar fi cei care au fost în Bullet Club cu facțiuni din All Elite Va fi super mișto De asemenea să... Re... Nu știu dacă am zis, dacă cred că am zis asta Dacă mă repet, îmi pare o CM Punk care s-a întors în 2021 vara trecută Și a avut un discurs foarte bun de asemenea și cea mai bună, cea mai mare rivalitate din uh, ultimii ani. Uh, din fericire, n-a fost o rivalitate de asta repetitivă. De exemplu, John Cena cu Randy Orton pe care i-am văzut aproape în fiecare an că se băteau și la un moment dat ți se ia. Sau Stone Cold cu The Rock. Bine, ea nu s-au bătut așa mulți ani la rând că la un moment dat să retras Stone Cold, dar sigur nu mai fi continuat. Dar revenind am avut această rivalitate cu MJF care este după mine cel mai bun heel din uh, istorie, unii dintre cei mai buni heel, are skill la microfon, are manevre bune și este foarte tânăr, are vreo 25 de ani undeva pe acolo, că adică este puști, are toată cariera în față. Chiar el face mișto e faptul că expiră în 2024 contractul și ar fi zvonuri că pleacă în WWE, dar sigur nu o să facă precum Cody. Care, na, pleacă de acolo. Era nervos că a avut ghibicu de Stardust, care a fost cam nasul ghibicul ăla, de ce să mint. S-a băgat în ea, a fost la înființarea EW. A ridicat compania care a putut primi restul și în final când a văzut că nu-l mai înghit fanii că nu știu ce treburi au fost pe social media parcă cu el cu nevastă sau lumea nu-l mai înghițea și asta a fost unul dintre motive a zis ia când cu picioarele plec la ăștia ăia care l-au făcut, care, cum să spun, și-au bătut joc de el. Dar a venit într-un moment bun în care pur și simplu nu mai au wrestler din WWE, nu mai au așa mulți wrestler. Chiar duminică o să fie Double or Nothing, aniversarea de 3 ani de AEW. Și vor fi chiar niște meciuri mișto. Hai să vă zic câteva dintre ele. Primul meci va fi Hook și Denhausen contra lui Tony Nins și Mark Sterling. Hook este un wrestler foarte tânăr, are 23 de ani, tot viitorul în față. Nu prea l-am văzut să vorbească la microfon că mai mult vine, îi bate și pleacă, dar este mișto. Abia aștept să-l văd pe... pe Hook, campion, cel puțin TNT. Dacă nu, chiar mai sus, să mai crească puțin. După care vom avea MJF cu Warlow, care va fi un match sâță de mâță. House of Black, și anume Malakai Black, cel care a fost Alistair Black în WWE cu Buddy Matthews, adică Buddy Murphy și Brody King, nu se confunda cu Brody Lee, de vorbate cu Triunghiul Morții, de Triangle Pack, Penta Oscuro și Ray Phoenix. Un match 3v3, dar va fi... Ăsta cred că va fi meciul serii, mai mult ca sigur. Meciurile la echipe din AEW sunt cele mai bune meciuri posibile. Divizia lor la echipe e o divizie extraordinară. Au fost campion la echipe aceștia Uh, Penta cu Ray Phoenix, Young acum sunt Lucia Saurus și Jungle Boy sau Jurassic Express, cum ni se mai zic. O echipă foarte bună. Au mai fost uh, Kenny Omega cu Hangman Adam Page, campion la echipe, o divizie la echipe absolut genială. Vom avea după un match 5v5 care va fi de tipul Anarhie în arenă, tradus așa, Cred că va fi meci din ăla pe stadion probabil, cum au mai avut prin 2020, tot așa elite, de elit împotriva Inner Circle-ului. A fost un meci genial pe stadion, dar acum avem altă facțiune a lui Jericho, a rămas în acea facțiune doar Jack Hanger și alți trei oameni noi. Se bate împotriva lui Eddie Kingston, Santana Shorty, Ortiz, foști, membrii membri din Inner Circle. Și Blackpool po Combat Club, mă rog, din Blackpool Combat Club, Brian Danielson, adică Daniel Bryan, yes, 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 și John Moxley. O să fie un match genial, s-au mai bătut Moxley cu Jericho pentru centura AEW acum vreo 2 ani, dar va fi mișto. Abia aștept să văd și meciul ăsta. Ăsta și House of Play cu Death Triangle vor fi meciurile serii. Serii, dar cred că la 3v3 va fi cel mai bun. După avem frații Hardy cu Yambax un alt match am putea spune un clasic pentru diviziile mai mici sau chiar Dream Match. S-au mai bătut în Ring of Honor, mi se pare. După aia, finala cupei uh, turneu cupei Owen Hard la femei și la bărbați. Uh, momentan se știe de Adam Cole că va fi în finală. Nu știu cine va fi în finală la femei, probabil Dr. Britt Baker. Apoi pentru centura TBS, adică cea la femei, Jade Cargill cu Ana J. Apropo, acum câteva săptămâni Jade Cargill s-a bătut cu o wrestler de din Republica Moldova care a fost și nenexti. Nu știam că aia a fost nenexti. Marina Shafiro o cheamă. Dar e mare femeie. e judocană sau ce dracu a făcut. Bine, și-a luat bătaie, -asta de asta e altă parte. După care avem aici pentru titlurile la echipe. Jurassic Expe Express, adică Jungle Boy și Lucia Saurus, care e un fel de Kane porcit cu dinozaur. Împotriva echipei Lutez, Ricky Stars și Powerhouse Hubs. Și încă o echipă, Kitli și, Stee și Swerve, nu știu cum se i numele ăsta. Ideea că se vor bate trei echipe pentru centurile Tech Team. Un meci care și ăsta va fi bun. După care, Thunder Rosa campioana feminină împotriva Serenity Deep și main eventul serii pe care mulți și l-au dorit să-l vadă, Hangman Cowboyul Adam Page împotriva lui CM Punk pentru centura AEW. Care mi se pare că centura AEW este cea mai frumoasă centură la ora actuală de câțiva ani de zile încoace, cea mai mișto, adică are aspectul ăla de titlu prestigios. Va fi frumos ce se va întâmpla. Toate meciurile astea au uh, buildingul foarte bine pus la punct. Excepție alea pentru femei, pentru că nici nu le-am urmărit, n-au fost interesat de meciurile la femei, pentru că nu se compară cu astea de la bărbați. Na, femeile trebuie să fie mai grijuli Totuși, să mai fi rave, nu ca bărbații să, na, nu vezi tu femei Salahoare să care saci de ciment în spinare sau bolțari. Dar revenim, duminică va fi acest pay-per-view. O să vă las pe Discord duminică, de fapt noaptea dinspre duminică spre luni mi se pare că va fi. Intrați pe serverul de Discord, aveți linkul de invite în descriere și o să aveți acolo... Probabil o să stau cu voi, mai mult ca sigur, și o să ne uităm la meci. O să ne uităm la meci, la pay-per-view. O să țină câteva ore bune. Uh, și o să vă las link unde o să-l puteți viziona gratuit pentru că noi fiind români știm să vedem chestii de genul wrestling sau meciuri de fotbal netelevizate le putem vedea gratuit. Suntem deștepți să ne descurcăm. Bun, cu ocazia asta mi-am promovat și server de Discord și am mai discutat și despre wrestling. Dacă sunteți fan WWE, sper că nu v-ați simțit atacați că nu mi se mai pare deloc mișto WWE și m-am mutat pe AEW raw și smackdown și așa nu-l mai urmăresc, nici nu intru pe canalul de la WWE să văd ce se mai întâmplă. Eu așa mai sunt la curent cu ce se întâmplă în WWE doar de la The Great One. Uștul ăla mi se pare genial, deci chiar îmi place ce face tipul. Dacă nu-l știți pe The Great One, vi-l recomand. Cred că are cel mai tare canal de wrestling. Și să vă arăt și un meme pe care l-am pus pe Reddit-ul. Sau din păcate nu l-a băgat în... în videoclipul său cu... Hai că primesc și notificări acum. Din păcate nu l-a pus videoclipul său cu mimuri de pe Reddit, dar stați că vi l arăt imediat. Stați o secundă, hai să îl găsesc în notificări pe aici. Flight your post, cred că asta ar... hai că vă arăt imediat postarea aia. Deci, am pus eu un mim, că tot au cei din WWE acum dat astea Uh, Elias are un frate Zic el de fapt e tot Elias Și că glume de-astea că debutează Frații gemeni ale, 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 ale altor Wrestleri am făcut și o glumă de genul Hai că vă arăt acum Telefonul e din gură Vă arăt acum uh, Să vă pun aici Hai că o să dispare un pic aici de pe ecran după cum vedeți, poza asta mi s-a părut genială, hai să dau zoom out, așa Am pus postarea asta pe Reddit Pe Reddit, Chris Motionless is the new member of Judgment Day ca a debutat Raya Ripley și mie mi se pare că ea este exact Dar mai tași mă telefonule Dar mie mi se pare că este exact, uh, acum a vopsit așa cum era Chris Motionless, acum el s-a făcut blond când ea s-a făcut uh, Brunetă Interesant N-a apărut în episodul The Great One din păcate, dar nu mă vaid, nu mă oftic, măcar am stâns destul de multe upvote Bun, v-am arătat și urmim și cam ăsta ar fi videoclipul meu anual despre cum e situația în wrestling. Deci dacă v-ați de WWE sau ați vrea să vă uitați la wrestling, vă recomand WWE. puteți intra pe Discord la mine pentru că noi facem Wrestling Night când este câte un pay-per-view mișto sau chiar și la show-uri mai speciale de Dynamite sau Rampage. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dacă aveți fani ai wrestlingului puteți să le distribuiți acest videoclip. Poate vor să mă contrazică sau nu, vă aștept opiniile în comentarii, chiar vreau să văd ce marci de oameni de tip Mark mai găsim și noi în România. Căci sunt grupuri de Facebook de wrestling care mi se par penale ce oameni au în comunitate. Mai țin minte când se dădea wrestling la țară și erau unii oameni bătrâni care creau că e pe bune. Apropo, avem și noi două divizii de wrestling. Una în Cluj, Rumania, România, Pro Wrestling, unde sunt mai mult wrestler străini, dar sunt și români. Pare că au avut și un fel de money in the bank. Dar nu prea sunt așa populari. Și mai sunt cei de la Romanian Wrestling Alliance. Unde de câțiva ani de zile au show Au fost uh, și la România au talent antrenorul celor de acolo, Tom Fulton, care este britanic, nu știu, englez, scoțian, irlandez de undeva de acolo, ci cu Iorgu agresor, care Iorgu e un fel de Kane. Cam așa ar veni la Ghibic. Vedem că din, o să înceapă să difuzeze și pe internet show lor, că au avut vreo două până acum de când s-a terminat cu pandemia, sau mă rog, de când a speriat Putin virusul. Dar în fine, hai să terminăm cu discuții legate politică și pandemie, că noi aici discutăm despre wrestling în acest video. Deci cam asta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut, vă aștept opiniile în comentarii, spuneți-mi care sunt wrestlerii voștri preferați și ne vom auzi data viitoare. Apăsați pe notificări pentru că facem live-uri în fiecare seară aproximativ pe la ora 7-7.30 și, și dacă veți vreo promovare sunt aici să vă ajut. Ciao le tuturor!